Salutare frații mei, Montana pe vlog. Deja știți cum stă treaba. Știu că ai spus deodată cu mine Montana pe vlog. Jură-te! Hai să mai facem o dată. 2, 3 și... Salutare frații mei, Montana pe vlog. Așa frate. Ce să facem o trupă noi doi? Bun. Ți-ai făcut cafeaua? Da. Beton. Fă-mi și mie una. Și hai să stăm de vorbă. Cum? Cu lapte, frate, două plicuri de zahăr. Nu știi cum beau eu? Hai și vino repede că avem treabă. Avem multe de vorbit. Știi cum stă treaba deja, nu? Gândește-te la mine dacă stai în chirie. Gândește-te la mine dacă ai căzut la pușcărie. Gândește-te la mine dacă ești acum la greu. Pentru că la fel ca tine sunt și eu. Toată lumea vrea să știe cum e posibil ca un om să-și dorească să fie după gratii. Cum e posibil ca un om de bună voie să se ducă la pușcărie. Cum e posibil așa ceva când toți iubim libertatea? Chiar și un câine, un animal, ultimul animal iubește libertatea. Și totuși există oameni care doresc să se afle pentru toată viața dincolo de gratii. Răspunsul e destul de delicat, dar și foarte complex, pentru că sunt diferite tipuri de deținuți care se reîntorc după gratii. În primul rând, fiecare om își dorește o stabilitate, un loc al lui, unde se simtă în siguranță, unde să se integreze. La fel și om. Acum vă dau un exemplu. De fapt, prima oară mă dau pe mine exemplu. După 5 ani de pușcărie am ieșit afară. Tata murise deja, mama a murit după ce m-am eliberat. Dacă stăteam 6 ani, nu mai prindeam nici pe maică. Ce face unul care a stat 20 de ani la pușcărie? A căzut la 20, a ieșit la 40. Toți vechii lui prieteni, tovarăși, amici, au familii, au copii, sunt împrăștiați prin lumea asta, Germania, Anglia, Franța. Nu mai are nici cum să ia contactul cu ei. Părinții? Dacă are noroc, mai trăiesc, dacă nu, nu. Prieteni nu există. Ești liber afară și îți pierzi prietenii, ai văzut. Dar minte când stai 20 de ani la pușcărie. Și ieși, frate, după 20 de ani și hai să fac ceva. Ce? Pe cine cunosc eu? Cine mă angajează pe mine? Cine? E... aici încep să scot puțin parul de baseball. La noi în România avem un sistem foarte de căcat, un sistem politic jalnic. Suntem o țară de tot căcatul din cauza celor care ne conduc, pentru că toți fură. Și toți mai nou văd că dau decrete, hai să eliberăm pușcăria și ok, îi eliberăm. Aveți un program de reabilitare socială, de reintegrare în societate? Aveți ceva pus pe foaie? Că decrete tot dați ca să scăpați voi. Am înțeles. Vreți să nu faceți pușcărie. Vă e frică. Am înțeles. Aveți bani, sunteți puternici. Înțeleg și asta. Și veți scăpa de pușcărie, eu știu asta. Sunt îndeajuns de isteț încât să conștientizez că tu... politician borât, jegos, împuțit, ai să scapi de pușcărie. Bun. Dar de pușcărie scapă și acel criminal care a făcut 20 de ani și statul nu-i oferă niciun plan de reabilitare socială. Nu-i oferă un loc de muncă, nu-i oferă o cazare până își găsește ceva, o locuință socială, nimic, mâncare.
îl ia foamea, e frig afară. Omul are o geacă, i-a dat o al de ținut de milă, ia-o băie, stai cu ce să te eliberezi. Îi e foame, e disperat, nu știe pe nimeni. Doamne ferește, tu, politician borât, jegos, cârbos, să ieși în cale acelui eliberat, deținut eliberat. Pentru că vei deveni o victimă. Din prădător, domnule politician, vei deveni tu prada. Prada acelui deținut eliberat și disperat de viață. Deci dacă e să vorbim de acest plan de reabilitare, îl vorbesc și pentru binele tău și al familiei tale. Cei care se eliberează nu au nicio șansă. Mie ce greu mi-a fost, mie ce greu mi-a fost. A trebuit să mă mut din orașul meu. A trebuit să plec pe dincolo. Și acum mă confrunt, încă mă confrunt. Încă sunt un infractor nenorocit prin simplu fapt că lucrez la negru. Ți se pare normal ca eu să fiu un infractor muncind? Mie nu. Sunt un infractor. Eu încă fac o ilegalitate. Eu încă fut statul în gură. Pentru că lucrez la negru. Pentru că n-am altă variantă. Unde se cere... Unde se oferă un contract de muncă, se cere cazierul. Și ce fac? Că nu mă acceptă cu cazierul. Înțelegeți? Cam așa stă treaba. Și atunci un deținut care se eliberează după 20 de ani, ce să fac? Se duce, sparge primul magazin care îl vede și se predă. Sau, mai grav, face o faptă mult mai urâtă, violează pe cineva sau... Doamne ferește pe toată lumea. Și se întoarce înapoi, că e disperat. Locul lui e acolo, el vrea să fie arestat. Pentru că libertatea nu-i oferă lui absolut nimic. Când stai 20 de ani într-un mediu, e greu să revii la mediul la care ai fost înainte de acea perioadă. E foarte greu. E deprimant. Eu când am ieșit, persoane care erau atât, când am ieșit erau cu un cap mai mare sau... Dar minte un deținut care se eliberează după 15-20 de ani. Ce schimbări va vedea el în libertate? Îl va speria, se va panica, nu e nimeni lângă el să-l îndrume. Statul trebuie să ofere personal calificat care să îndrume deținuții eliberați pe un drum bun. Altfel, cu siguranță, vor face infracțiuni probabil mai mari, vor fi știri mult mai urâte la televizor, cum deja am început să vedem, nu? Și toți avem de pierdut. Toți avem de pierdut. Trebuie să facem programe de reintegrare în societate. Politicienii trebuie să fie presați de populație să ia anumite măsuri ca noi să fim în siguranță. Țin minte, deci de atâtea ori am văzut deținuți care urmau să elibereze și erau deprimați, frate. Erau deprimați. Bă, frate, nu te bucuri, bă, că pleci acasă. Da, frate, dar n-am nimic afară. Unde mă duc? Nu mai cunosc pe nimeni. Mă ia foamea. Ce mănânc? Aici am dădeau de mâncare. Aveam unde să dorm la căldură. Afară unde mă duc? Nu mă ajută nimeni. Oriunde mă duc, nu mă angajează nimeni. Ce să fac, Dane? Mi-e și groază că mă eliberez. Unii își făceau rapoarte ca să nu fie eliberați la comisia de eliberare. Și făceau rapoarte intenționale.
dacă aveam eu telefon, îl lua el pe el, își făcea rapoarte. Ca să mai fumezi o țigare, să câștigi un cartuș de țigări sau așa mai departe. Și nu vorbesc de 10-20 de cazuri, vorbesc de foarte mulți deținuți care se tem să elibereze. Pentru că statul, sistemul, nu societatea. Nu vorbesc de societate acum, nu vorbesc de voi. Statul, sistemul nu le oferă nicio șansă. În alte țări, când te eliberezi, se oferă cazare, un loc de muncă, asistent social, cursuri gratuite de calificare. Statul motivează firmele să angajeze deținuți, le scade din impozit. La noi de ce nu putem? De ce nu pot politicienii noștri să negocieze cu diferite fabrici mari, să le scadă din impozit? De fapt, nu cu diferite, cu toți angajatorii din România. Ai angajat un deținut eliberat, ți se scade din impozit, simplu. Că patronii n-o să dorească să angajeze deținuți. Mă, un hoț, dacă vrea să te fure, nu-i tâmpit să-ți dea buletinul. Ia mă buletinul, vezi că eu vreau să mă angajez la tine ca să te fur. Nu mai vine să se angajeze, vine și-ți fură direct. Dacă un fost deținut vine la tine să se angajeze, e pentru că vrea să o ia pe calea cea bună. Că sunt unii care totuși greșesc, la un moment dat revin la vechile obiceiuri. Sunt angajați cu cazierul curat care te fură. Sunt oameni și oameni. Asta e. Îți asumi un risc indiferent pe cine angajezi. Indiferent. Dar dacă nu facem pasul acesta, nu vom fi în siguranță. Cum nu am fost nici până acum. Atâtea cazuri de deținuți care s-au eliberat, au violat o femeie, s-au predat singuri și s-au dus la pușcărie iar. Sau cine știe ce alte fapte. Doamne ferește, crime, tâlhării, violuri. Toate astea se întâmplă. Pentru că un deținut care este eliberat nu este îndrumat. Când un deținut se eliberează după 10-15 ani, e ca un copil mic. Știi cum e? E ca un câine care l-ai ținut în lanțuri și a rupt lanțul. Dacă nu e cineva acolo să-l dirigeze, se panichează. Deci eu când m-am eliberat, bă, parcă mi-era așa teamă, frate, de tot ce e afară. Pentru că dacă stai să o gândești ironic, adevărata pușcărie e aici afară, nu la pușcărie. Aici e lupta pentru supraviețuire. La pușcărie, că e mâncarea de căcat, dar există. Că sunt condițiile de căcat, dar nu te plouă, nu te ninge. Aici e marea luptă pentru supraviețuire. Aici ne pierdem toți. Din cauza asta fac unii ilegalități. Unora nu li se dă voie să se integreze sau să se reintegreze. Și atunci apar cazuri extreme. Știri urâte care panichează toată populația și așa mai departe. Eu înțeleg, nu vreau nici să-mi fac eu prea mulți dușmani, că oricum nu am atât de multă susținere încât să-mi permit eu să mă arunc în niște afirmații. Deocamdată, oricum am să mă arunc în ele și vedem ce va fi, pentru că eu știu scopul acestui vlog, de ce l-am făcut și știu scopul final. Presim și cum se va termina, e posibil să fie bine, e posibil să fie rău. Vedem. Oricum, dacă tot i-am dat drumul și am avansat puțin, încercăm să facem un bine, încercăm să reparăm ceva. Dacă putem. Dacă nu, hai să ne complacem în căcatul în care suntem. Mulți deținuți se întorc la pușcărie de frica voastră. A tuturor. Ăsta e adevărul. Îi priviți cu teamă,
se simt ca niște ciudați, ca niște extraterestri. Îi ignorați, evitați, indiferenți. Statul la fel, oamenii din jur la fel, familia nu mai e, prietenii știți voi, neamurile știți voi. Și ce să fac? În cel mai bun caz sună un alt fost deținut. Bă, frate, pe unde ești? Bă, sunt în Germania. Hai, bă, ia-mă și pe mine acolo. Hai, vino, frate, că m-am angajat, te angajez și pe tine. În cel mai bun caz. Cel mai bun caz. Când am ieșit, nimeni din oraș nu a vrut să mă angajeze. Nimeni. Unul singur m-a angajat și omul n-a știut că am făcut pușcărie. A treia zi a aflat, mi-a zis, un motiv de rahat, l-am înțeles, v-am mai povestit, nu vreau să repet povestea. Dar despre asta e vorba. Dacă eu n-aveam sânge în instalație să-mi vând pat, dulap, birou și să mă duc în Germania, fără să cunosc pe nimeni, dacă n-aveam sângele ăsta, ce făceam? Că mi-era foame, mi-au tăiat curent, gaz, apa. Nici apă strag la baie nu aveam. Să mă spăl pe față, nu aveam. Ce era de făcut? Mă întorceam înapoi la pușcărie. Probabil de bunăvoie, cred că îmi luam un aneu. Hai bă, ce aneuri aveți? Dați-mi-le mie. Fapte cu autor necunoscut. Mă duceam și ziceam, dați-mi-le mie. Le iau eu. Mulți fac așa, nici măcar să nu credeți că e o glumă, mulți fac așa, pentru că... Ai, și o problemă foarte gravă, pentru că toți merităm să ni se ofere șansa de a ne reintegra. Că o ratăm, e vina noastră, la cucubau, ciao, bau. Dar atât timp cât vreau să mă reintegrez și tu nu-mi dai voie, ce să fac? V-am mai spus. Eu acum, voi tot a, ai luat-o pe drumul bun. Nu, lucrez la negru, fraților. Sunt obligat. E ok? Nu e ok. Sunt infractor? Da, păi sunt infractor. Păcălesc statul. Trebuie să facem ceva. Pentru că altfel, nu, în cel mai bun caz, noi cei care ne eliberăm vom fi niște sclavi ilegali. Sclavi ilegali. N-am vrut să vă deprim. N-am vrut să vă supăr. Dar sunt discuții, sunt subiecte pe care trebuie să le discutăm. Nu le discută nimeni, nici la televizor, ați văzut. La televizor ce se difuzează. Ați văzut pe YouTube ce se discută. Și atunci, dacă eu nu o fac, tu nu o faci, el nu o face, cine îmi face? Nu mă deranjează că mi-au înjurăturile, nu mă deranjează, sunt obișnuit. Dar măcar încerc să vă fac și vouă un bine, pentru că atât timp cât unui deținut îți se oferă șansa să se reintegreze și voi sunteți în siguranță. Voi, părinții voștri, copiii voștri sunt în siguranță. Nu în proporție de 100%, pentru că noi putem salva pe toți. Nu suntem Dumnezei să-i putem salva pe toți. Dar o parte din ei, cei care doresc, lor trebuie să le oferim șansa. Celor ca mine trebuie să le oferiți șansa să se reintegreze. Să-și facă o familie, să-și găsească o motivație în viață. Să aibă un loc de muncă. Să fie independenți financiar. Măcar cât să supraviețuiască. Acestea fiind spuse, frații mei, îmi cer scuze dacă am fost prea agitat, dar mă afectează subiectul, încă mă confrunt cu problemele astea.
Încă sper că se mai poate rezolva ceva, din cauza asta am și făcut acest episod. Cei care s-au simțit ofensați îmi cer scuze, nu asta a fost intenția. Dar dacă simțiți nevoia să înjurați, aveți acolo secțiunea de comentarii. Sunteți liberi să faceți și asta. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să vă doresc o zi liberă. Gândește-te la mine dacă stai în chirie, gândește-te la mine dacă ai căzut la pușcărie, gândește-te la mine dacă ești acum la greu, pentru că la fel ca tine sunt și eu.